Am revenit pe ultima parte a întâlnirii de astăzi cu doamna președintă a filialei Salvați Copiii, filiala din Suceava, o organizație internațională de altfel, care organizează în acest weekend Maratonul Cetății, un eveniment care își propune un dublu scop, unul caritabil, dar și acela de a promova mișcarea, timpul de calitate petrecut în aer liber de toți cei din curtea școlii, mai mici sau mai mari copii, părinți, bunici. Vom afla și alte informații legate de modalitatea de înscriere, de orarul de programul maratonului, dar vă invit înainte de a continua discuția noastră să urmăriți filmul de promovare realizat anul acesta pentru Maratonul Cetății 2019. Salvați Copiii, filiala Suceava a organizat primul eveniment caritabil sportiv din oraș. Toți participanții alergând pentru cauza copiilor născuți prematur. Alerg pentru viață! Apreciez foarte mult și voi veni în fiecare an cu mare plăcere. Îmbin utilul cu plăcutul, adică sănătatea cu activitatea caritabilă. Continuăm discuția legată de Maratonul Cetății, ediția 2019, un eveniment important, spun eu, iar acum că a început școala, toți suntem acasă, nu mai suntem plecați prin concedii, cu siguranță vor fi mai mulți cei care ar putea să se implice în diferite feluri, fie voluntarind, fie participând la cursele în urma cărora veți reuși să adunați și niște fonduri. Spuneați că vă propuneți să dotați spitalul din Câmpul Lung. L-am dotat anul acesta sau să cu fondurile obținute, o parte din fondurile obținute anul din ediția trecut. Trecută, iar anul acesta? Anul acesta încă nu ne-am hotărât, pentru că pe de o parte depinde câte fonduri reușim să strângem, pe de altă parte, de fiecare dată noi avem o comunicare foarte deschisă cu spitalele și răspundem nevoilor pe care acestea le au. Nu venim noi să impunem un echipament, ci răspundem, avem nevoie de fie un incubator de transport, fie o lampă pentru copii, fie o masă de resuscitare, fie, spre exemplu, anul acesta pentru Câmpul Lung am luat pătuțuri, am luat suport pentru biberoane, am luat efectiv ce aveau ei nevoie. Nu impunem nimic și de-aia nu ne-am hazardat încă, să spunem, pentru ce spital vom cumpăra, pentru că urmează să vedem ce fonduri obținem, pentru că mai sunt încă posibilități de susținere la sfârșitul anului, cei 20% de către societățile comerciale, 2% de către persoanele fizice. Salvați Copiii la nivelul României, pentru proiectul acesta are SMS la 8844 cu textul Salvez. Contribuții foarte importante care vin și suplinesc tot ceea ce înseamnă fonduri strânse la nivelul filialei. Și atunci și doar așa reușim noi să punem împreună acești bani și iată avem 96 de spitale și maternități dotate cu echipamente. Ceea ce zicem noi reprezintă un lucru extraordinar. Cu siguranță, având în vedere că La o medie anuală, noi estimăm undeva la 72.000 de copii care au avut o șansă în plus la viață. Foarte frumos. Acum e încă un motiv în plus pentru familiile care vor fi în Suceava în weekendul acesta. Să spunem că se deschide destul de devreme maratonul, nu? Cel puțin așa am eu aici în program. La 7:30 este deschiderea zonei de înscriere, adică cei care își doresc să se înscrie pe ultima sută de metri, nu?
Se mai pot înscrie pe site-ul maratonului, Maratonul Cetății Suceava, fără diacritice, până vineri 20 la orele 12, când închidem înscrierile, ca să putem avea și noi o situație. Se pot înscrie la sediul organizației pe strada Armenească, numărul 4, lângă autogară. Programul este de la 9 la 17. Și se pot înscrie și în dimineața evenimentului, începând cu ora 7:30 până la ora 9:30, nu mai mult, pentru că la ora 9:30 începe ședința tehnică cu alergători, începe încălzirea, să spunem, și la ora 10 se dă startul la semimaraton și la cross, la ora 11 la cursa populară și la ora 12 și 12:30 cursa copiilor și cursa familiei. Pentru cursa copiilor și cursa familiei, înscrierile vor începe un pic mai târziu, pentru că din experiența anilor sau edițiilor anterioare, sunt destul de mulți alergători care vine în dimineața aceea. Dar vă spunem, e ziua numai bună de alergat, deci puteți să vă scrieți de pe acum. Pentru că e foarte important, temperatura este excelentă, nu este soare. Deci v-ați uitat. Totul este monitorizat. Chiar mă uitam pe fotografii și anul, cele de anul trecut și vedeam că a fost o vreme favorabilă, a fost soare. A fost foarte cald anul trecut. Prea cald. Prea cald. Prea cald. Cred că anul acesta nu va fi prea cald, ar fi minunat să... Da, temperatura este 18-19 grade, numai bine bună. De alergat, nori, cerul în special înnourat, e perfect. E perfect. Ați adus cu dumneavoastră și un tricou, nu știu, e din partea partenerilor, e un tricou pe care îl vor purta organizatorii, are un logo sau cum să-l numesc, interesant. Este un tricou realizat de către partenerii noștri, Asociația Județeană Sportul pentru Toți, din Suceava. Aș putea să-l arăt. Da. Puteți să-l arătați noastră la cameră. Așa este. Voluntarii noștri, așa îi veți vedea și îi veți identifica și îi puteți întreba tot ce doriți. Maratonul Cetății este inclus în... evenimentele europene, da, este săptămâna europeană a mișcării, așa cum ați spus, este 22 septembrie, este Open Street Day, deci sunt o mulțime de evenimente sau e mulțime de evenimente ce au loc în această perioadă și în parteneriat cu Asociația Județeană Sportul pentru Toți, care este partener de nădejde și de fiecare dată alături de noi când organizăm evenimente sportive și nu numai, pentru că facem împreună multe proiecte. Nu pot să nu, educația și sportul sunt împreună, așa cum am spus. Am inclus maratonul în seria de evenimente dedicate acestor programe europene. Da, este vorba de Săptămâna Europeană a Mobilității 16-22 septembrie și Săptămâna Europeană a Sportului, care va urma în cealaltă săptămână, 23-30 septembrie. Practic, e așa un punct de trecere între cele exact. Două săptămâni, nu? Și avanpremiere Open Street Days. Exact. Sunt mai multe evenimente pe care ne le-au transmis cei de la Asociația Județeană Sportul pentru Toți. Dacă sâmbătă veți fi în preajma cetății, duminică puteți fi prezenți în centrul Sucevei, pentru că fiind ziua aceasta a străzilor deschise, se presupune că își vor lăsa mai mulți conducători auto acasă mașinile și vor circula pe jos, drept pentru care vor avea loc activități de mișcare destinate copiilor prin utilizarea spațiilor publice puse la dispoziție de autoritățile locale.
Pistele de biciclete, aici am eu așa un mic semn de întrebare, un mic sau mai mare, în skate park, zona centrală a orașului și în Burdujeni, în vecinătatea Colegiului Tehnic Alexandru Ioan Cuza. În toate aceste zone vor avea așadar loc activități sportive, activități care vor presupune mișcare, mișcare pentru toți, sport pentru toți și pentru cei mici și pentru cei mari. Deci pot fi prezenți toți sucevenii, indiferent de vârstă. Revenim însă la Maratonul Cetății, pe care cred că ne-l dorim cu toți, așa, un eveniment de succes anul acesta, pentru scopurile pe care și le propune. Am văzut și filmul de promovare. Mă gândesc că la un spre final, am văzut că premiera este la ora 13, dar spre finalul zilei veți trage linie, e doar așa o picătură în marea aceasta de fapte bune pe care le pot face cei care își doresc prin diferitele donații. Mă gândesc că nu se strâng doar sâmbătă o sumedenie de bani cât să fie necesari dotării complete, să spunem, a unui spital. Spuneam că mă gândesc că la sfârșitul zilei trageți linie și spuneți a fost bine, a fost rău, uite, vom mai schimba unele lucruri la ediția viitoare. S-a întâmplat acest lucru și în 2018? Da, avem un caiet de impresii și ținem foarte mult la el, pentru că ne interesează ca cei care participă la eveniment să se simtă bine. Și ne interesează foarte mult părerea lor. Și anul trecut am avut prieteni adevărați care au venit și au spus a fost bine, dar puteți îmbunătăți următorul lucru sau următorul. Sigur, sunt lucruri care țin de noi, sunt lucruri care nu țin de noi. Din păcate, traseul l-am putea modifica doar dacă ne mutăm cu totul și avem și această variantă, o avem în calcul, dar deocamdată am rămas aici să vedem ce se va mai întâmpla în continuare. Important este că cei care vin să simtă că au venit alături de niște prieteni și noi să-i simțim prieteni. Anul trecut am avut firme care au sponsorizat și în pachetul, să spunem noi așa, de sponsorizare au putut să înscrie 10 angajați care să participe la cursele pe care le-am avut. Anul acesta, din fericire, sunt mai multe firme care fac acest lucru. Este o formă de team building. Foarte mulți au venit la cursa populară, tocmai pentru că am spus că nu sunt oameni care să practice sportul în fiecare zi. Ne dorim să fie bine, ne dorim să ne simțim bine, ne dorim să fim veseli, să plecăm de acolo cu o energie pozitivă. Vom avea acest caiet în care vă rugăm să scrieți. Dar vreau eu să mai spun ceva, că nu pot. N-am voie să spun sponsorii, pentru că asta este legea autovizuală, dar vreau să amintesc partenerii fără de care n-am fi putut să organizăm acest eveniment. În primul rând, spunem Muzeul Bucovinei, cel care ne-a fost alături încă de la prima ediție, cel care ne sprijină foarte mult și pentru perioada de așteptare, oferindu-ne gratuit bilete de acces în cetatea Sucevei și în Muzeul Satului Bucovinean, cel care ne pune la dispoziție tot ceea ce înseamnă infrastructură. E vorba de Asociația Județeană Sportul pentru Toți, Ordinul Solomonarilor și Străgerii Cetății Sucevei, cei pe care i-ați văzut în filmulețul de promovare a evenimentului. Este vorba de Suceava pe bicicletă și nu în ultimul rând este vorba de clubul sportiv Trib, cei care de fapt sunt inițiatorii acestui eveniment, alergători din Suceava, care au venit și au spus haide să facem ceva în Suceava, noi mergem în toată țara, hai să facem și în Suceava ceva de genul evenimentelor sportive ce se întâmplă în țară, în scopul proiectelor sau pentru proiectele Salvați Copiii,
Cel mai important ca nevoie de fonduri, fiind acesta, fiecare copil contează pentru reducerea mortalității infantile. Bineînțeles, avem și firma Naton, cei care ne-au asigurat o parte din necesarul pentru organizarea evenimentului, dar partea de vizual pe tricouri, pe marketing, sper să nu fi uitat niciunul. Puteți să vă uitați pe listă. Eu mă bucur că sunt atât de mulți încât vă faceți griji că ați fi putut uita. E un lucru important ca la orice eveniment care ține de educație, indiferent că e vorba de educație pentru sănătate, educație, nu știu, tipurile acestea, noile tipuri de educație care leagă practic actul educațional de viața cotidiană, de viața de zi cu zi. Mă bucur să aud că sunt foarte mulți cei care se implică, parteneri, și care o fac mai mult așa cu resursa umană, cu partea aceasta de infrastructură. Minunat ar fi să fie cât mai mulți și cei care se implică, sponsorii, pe care nu-i putem aminti ce-i drept, dar ar fi minunat, cum spuneam, pentru ca astfel de activități să se desfășoare în cât mai bune condiții și să atragă cât mai mulți participanți, pentru că e un pretext, cum spuneați, de a petrece timp de calitate cu copiii, de a petrece împreună cu colegii de la serviciu până la urmă, nu? De a dezvolta spiritul de echipă. Sunt o sumedenie de motive pentru care cei care își doresc, sucevenii care își doresc să participe sâmbătă la Maratonul Cetății. Din păcate, se apropie de final emisiunea noastră. Noastră, o să vă dau ultimul cuvânt legat de evenimentul acesta, Maratonul Cetății, și poate așa o propoziție, două, legate de un alt proiect pe care vi-l propuneți, pentru că vine maratonul, dar va și trece tot așa de repede. Noastră, rămâneți, sunt convinsă, cu plată alături de voluntarii Salvați Copii la educație și v-ați propus, cred, și alte evenimente. Da, după maraton începe, de fapt, activitatea curentă, pentru că noi avem proiectele curente destinate informării elevilor, părinților și cadrelor didactice pe diferite teme. Am spus educația pentru sănătate, avem ora de net pentru sau în vederea utilizării internetului într-un mod constructiv. Avem centru de consiliere pentru părinți și disciplinarea pozitivă, este un proiect mai amplu, un proiect care asigură pe de o parte consiliere și terapie în cadrul centrului de consiliere pentru copii, cu diferite afecțiuni, anxietate, depresie, ADHD, dar și pentru copiii victime ale abuzului sau copiii cu ușoare devianțe de comportamentale, pentru părinții acestora. Dar avem în același timp și sesiuni de triple P, da? Disciplinare pozitivă, de parenting, un termen mai cunoscut în ultima vreme, pe care le facem cu părinții. Avem sesiuni de informare cu cadrele didactice, deci iată un proiect la fel de amplu. Începem în cadrul orei de net și nu numai, vom începe un nou proiect, Școală fără violență, pentru prevenirea bullying-ului și a comportamentului neadecvat în școli. Eu mă gândesc că o să avem timp să vorbim și despre acest proiect, un proiect interesant. Știm că este o prioritate și că s-a adus destul de des în discuție, tocmai pentru că este o realitate, bullying-ul acesta, pe care uneori îl tratăm superficial, cu ușurință. O ultimă propoziție legată de Maratonul Cetății, o invitație pe care o faceți telespectatorilor. Vă așteptăm pe 21 septembrie să ne simțim bine împreună la început de toamnă, spunem noi, la început de an școlar, iată, în curtea școlii, să petrecem împreună un timp de calitate în beneficiu personal și în beneficiul copiilor născuți prematur. Iar nu uitați, motto-ul evenimentului este Alerg pentru viață.
Da, vă mulțumesc încă o dată, doamna Camelia Iordache, președinte al filialei Salvați Copii Suceava. Vă urez mult succes în tot ceea ce vă propune și sper să fie cât mai mulți prezenți la Maratonul Cetății. Sâmbătă aceasta, începând cu ora 10, se dă startul, dar trebuie să fiți prezenți un pic mai repede, cred, pe la 9:30. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, le mulțumesc celor care sprijină emisiunea noastră în fiecare săptămână, așa cum am spus, doamnele de la Salonul Perfect Style, situat în cartierul 8-5 Suceava.